Laudăm pe Dumnezeu pentru sfaturile frumoase care le-am auzit și pentru mărturile frumoase care încă ni le dă. În dimineața aceasta, sora Fenina Bârsan îmi trimitea un mesaj spunându-mi că vineri, la timpul de rugăciune, măcar că n-a fost o rugăciune pentru bolnavi, măcar că n-a fost o insistență specială pentru dumneai ei, în timpul rugăciunii, Dumnezeu a vindecat-o de o durere de spate, care avea de mai multă vreme, zicea dumneai, și în ultima vreme se intensificase mai tare. Și Dumnezeu a vindecat-o, eu măresc pe Dumnezeu. Cum spunea fratele Ionică foarte frumos, Dumnezeu încă mai lucrează, Dumnezeu încă mai dă biruință, Dumnezeu încă mai vindecă. Și noi spunem, prea mărit să-i fie numele Său. Și suntem în această dimineață la cina Domnului cu dorința să ne împărtășim cu trupul și cu sângele Domnului. Riscul de a veni frecvent la cina Domnului este să devină obișnuință pentru noi. Pe lângă faptul că este un beneficiu și trebuie să venim să mâncăm, se prea poate că la un moment dat, făcând poate abstracție ceea ce se întâmplă, să ajungem să-l facem dintr-o obișnuință că așa trebuie să o facem. Și după cum spunea foarte frumos fratele păstor Ionică, și eu mă gândesc la frații în vârstă care ne-au povestit și care ne-au învățat, care ne-au crescut în credință, spunându-ne cu câtă reverență se apropia biserica de cina lui Dumnezeu. Și privim la vremea în care noi trăim, în care prin această teologie de hiperhar și hipersfințenie, ne gândim că oricum Dumnezeu mai bun ca noi nu găsește, așa că Dumnezeu trebuie să ne lasă să venim și noi la El. Dar totuși, dragii mei, rămâne aceeași poruncă în picioare, să trăim înaintea lui Dumnezeu în sfințenie, așa cum cere El, și să umblăm pe căile Lui, fiind întotdeauna gata să-i aducem cinste și slavă Domnului. De aceea, dragii mei, îmi doresc ca în această dimineață, pe lângă frumoasele cuvinte care le-am auzit, să mai adăugăm câteva versete, câteva cuvinte, care să mai aducă viața noastră la motivare de a părtăși mai aproape și mai atent înaintea lui Dumnezeu. Sunt experiențe care, dacă nu le ai în viață, vei putea să auzi despre anumite lucruri, dar să nu le înțelegi în profunzimea lor. De bună oară, nu știu cât ați fost în Arizona și cât ați vizitat Grand Canyon. Se poate să-l vezi într-o poză, se poate să vezi poate imagini, un desen, un documentar despre Grand Canyon. Se poate să citești statistici cât de mare este canyonul și cât de adânc este, cât de multă apă trece. Dar până ai o experiență cum am avut eu, nu știu cât de mult înțelegi Grand Canyonul. Eram cu câțiva ani în urmă împreună cu fratele Daniel Bârsan, cu fratele Oni Prisăcaru și cu fratele Alex Corpodian în vizită în Arizona. Și fratele Andy ne spune, hai să vedem Grand Canyon. Ne-am dus dimineață, 3 ore ne-am plimbat undeva pe afară, pe sus să-l vedem, am făcut poze. După care spune fratele Andy, hai să coborâm un picuț în canyon să vedeți cum e. Eu zic, frate Andy, vezi că mâine e program, era sâmbătă, mâine e program. Da, numai un picuț coborâm. Am început să coborâm un picuț și am coborât un picuț și mai un picuț și zic, frate Andy, mâine e program, hai înapoi. Mai un picuț, am ajuns aproape până jos. După aproape 4 ore și ceva de coborât, a fost mai ușor la coborât, acum hai înapoi în sus. Și am început să urcăm și la un moment dat fratele Andy s-a dus mai în față, fratele Dani s-a dus mai în față, fratele Alex mai în față, am rămas eu cu fratele Oni. Și noi, mai de la office, mai învățat să stăm pe scaun, nu așa de mult cu activitate și exercițiu de trup, ne-am dat seama că avem o mare problemă, nu mai puteam să urcăm. La un moment dat, după câteva ore de urcat în sus, o înserat, era beznă afară, nu mai vedeai nimic în față, numai luna strălucea pe cer și atâta vedeai când mai treceai pe canion, ne-am dat seama că am dat de bai. Zice fratele Oni, sună dacă poți la poliție. Zic, ce să sună, Oni, că nici măcar semnal n-am aici în canion. Dacă nu urcăm, ne mănâncă scorpionii și mă știi pe aici, hai să urcăm. Nici s-a făcut rău, nu a fost greu, nu a durut picioarele. Cu chiu, cu vai, am ajuns până sus, undeva spre 11 noaptea. Când am ajuns sus, ne aplaudau cei care erau acolo, oamenii care veneau, toți echipați, cu ghiozdane, cu bețe, cu tot. Și apărem noi doi în pantaloni scurți, în tricou și cu o sticlă de apă în mână. Se uită la noi, voi când ați coborât? Păi astăzi am coborât. Și când ați urcat? Păi azi am urcat. S-a speriat. Ne-am dat și noi seama de ce s-a speriat și ei după aceea, că am văzut prin ce am trecut. E bine, dragii mei, când ai o astfel de experiență, poți să spui că ai fost la Grand Canyon. Că ai văzut-o în poze, că ai văzut documentare, asta e egal cu zero. Când ai așa o experiență, cu adevărat te recupi acolo. Și sunt experiențe în viața care, dacă nu le ai, nu poți să înțelegi profunzimea lucrului care te confrunți. Fac o paranteză aici. Orice cuplu tânăr până are copii, sunt experți în ceea ce înseamnă să ai copii. Și vezi cei care sunt tineri căsătoriți, care de-abia acum visează să aibă copii, și la cei care au copii și spun, mă,
dacă aveam eu copii, eu nu făceam așa, dar nu făceau copiii mei așa ceva, așa cum am făcut și noi când eram tineri. După ce au început să vină 1, 2, 3 copii și te uiți la ei că nu-i chiar așa de ușor cum ai crezut că îi, îți dai seama că atâta știință cât ai tu, ți-o demontează în câteva minute copilașul tău drăgălaș cu ceea ce înseamnă creșterea copiilor. E bine, dragii mei, până n-ai o experiență în viață profundă, nu poți înțelege realitatea situației cu care te confrunți. Și noi vorbim despre cina Domnului, vorbim despre faptul că Iisus Hristos a suferit pentru noi, a plătit pentru păcatele noastre. Și se prea poate că de multe ori vorbim așa de frumos despre aceasta, cântăm așa de frumos, fără să ne dăm seama de ceea ce înseamnă realitatea, profunzimea acestei lucrări. Avem noi aceea frumoasă cântare care s-a cântat și în ziua de astăzi către fanfară. O du-mă, Doamne, și pe mine în Ghețimani, ca să-mi arăți și mie unde te-ai rugat, du-mă la Golgota, ca să văd suferințele tale. Și avem nevoie, dragii mei, să avem aceea experiență, realitate cu Dumnezeu, ca să înțelegem ce înseamnă când stăm la masă cu Domnul. În minutele scurte care le mai avem, aș intitula mesajul, dragii mei, o du-mă, Doamne, în Ghețimani. Că putem să vorbim mult despre Ghețimani, putem să vorbim despre cina Domnului, despre pâine, despre rodul viței, putem să vorbim despre suferințele Domnului, dar dacă nu ne duce Domnul și pe noi la Ghețimani să înțelegem ce înseamnă Ghețimanii, dragii mei, vreau să vă spun, degeaba venim că nu înțelegem profunzimea, devine un ritual și iese acea valoare frumoasă din această experiență. Și îmi doresc în această dimineață, Doamne, du-mă și pe mine în Ghețimani. Nimeni nu vrea să sufere, dragii mei, nimeni nu vrea să treacă prin încercări, dar știți că viața creștină are un context numit suferința și este îngăduită și dată de Dumnezeu? Spunea Sfântul Apostol Petru în 1 sa epistolă, capitolul 2, cu versetul 20, în adevăr, ce fală este dacă suferiți cu răbdare să fiți pălmuiți când ați făcut rău? Dar dacă suferiți cu răbdare când ați făcut ce este bine, lucrul acesta este plăcut lui Dumnezeu și la aceasta ați fost chemați. Să suferim pe nedrept, la aceasta am fost chemați. Să fim acuzați pe nedrept, să fim poate alungați de alții, chinuiți, la aceasta ați fost chemați, ca să fim o mărturie în lume, spune Sfântul Apostol Petru. Dacă ai făcut ceva rău, degeaba te plângi, că pe drept ești pălmuit, pe drept îți primești pediapsa. De bună oară merge unul cu mașina cu 150 la oră, are și el mașină tare, se laudă cu ea și îl oprește poliția. Vine polițaiul cu respect frumos, domnule, știați cum nu-s prea tare, îți dăm amendă. Și ăsta începe, auzi mă, s-o lua de mine, abuz, cum adică un drăzit, dar ce-o, nu erau alte mașini pe drum, tocmai de mine s-o luat. Dar dacă ai călcat legea, pe drept ești pedepsit, de ce te plângi? De ce faci scandal? Meritai soarta care e, măcar asumă-ți, mă duc tare și plătesc amenda că trebuie să o plătesc. Asumă-ți ceea ce ai făcut, că dacă ai greșit, meriți pediapsa. Dar Petru spune, dar dacă suferiți răbdând, când n-ați făcut nimic a greșit, aceasta este plăcută înainte lui Dumnezeu. Și mă întreb, cum să fie asta plăcută înainte lui Dumnezeu? Și zice, dragii mei, nu doar pentru faptul că suferi, ci pentru că ai răbdare în suferința aceea. Tu vrei să faci bine, te pui să faci un bine și cineva te hărțuiește, țipă la tine, se enervează și tu rabzi. Cuvântul răbdat în limba grecească înseamnă a rămânea sub povara care apasă asupra ta. A sta acolo încovăiat sub povara aceea, ți-e greu să respiri, n-ai aer, dar rabzi acolo până îți ridică povara. Asta înseamnă să rabzi în momentele când suferi pe nedrept. Și Sfânta Scriptură spune, dacă suferiți astfel, este plăcut înainte lui Dumnezeu, că dați dovadă de oameni care știți să răbdați. De ce? Pentru că avem un model după care noi ne luptăm, dragii mei. Spune Sfânta Scriptură, la aceasta ați fost chemați, fiindcă și Hristos a suferit pentru voi și v-a lăsat o pildă ca să călcați pe urmele Lui. Și noi spunem că e frumos la cina Domnului. Hristos a murit pentru noi, a plătit vina păcatelor noastre, laudă Domnului Iisus, dar întrebarea se pune, ai fost pe la Ghețimani să înțelegi ce înseamnă suferința și jertfa Domnului Hristos? Ascultați Sfântul Cuvânt mai departe. Și El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Când era batjocorit, nu răspundea cu batjocori. Și când era chinuit, nu amenința, ci se asupunea dreptului judecător. Nu știu câți ați fost până în Sunrise Plaza, în Kitchener, Ottawa cu Fisher Hallman. Este o intrare foarte interesantă, pentru că de pe ce a intrat pe Ottawa în plaza aceea, mașinile care intră de pe strada principală au drept, n-au stop. Ceilalți trei au stop. Și apar la o mică intersecție în care trei au stop și tu n-ai stop. Și acum omul zice, e dreptul meu.
se duce tare și unul se bagă în față, că el nu știe că e stop, el crede că e stop all way. Și staie calea și tu claxonezi și ăla începe să facă semne, țipă la tine, ce te bagi, cum te... Dar tu stai, de-i dreptul meu, eu n-am greșit cu nimica, tu ai greșit și te înjură. Stai un picuț acum, da? Adică eu am făcut bine și tu mă înjuri pe mine și începe să așa să crească tensiunea și te enervezi foarte tare și acum spui tu, stai că am eu argumente pentru tine. Zice Biblia că atunci când era batjocorit, el nu răspundea cu batjocuri. Știți că nu-i ușor să rapsi când cineva te batjocorește? Mai ales când ai făcut bine, când n-ai greșit cu nimica, te enervezi. Păi da, cum adică îți permiți să țipi tu la mine, să strigi la mine? Nu-i ușor să rapsi batjocura când n-ai greșit cu nimica. Dar spune Biblia că Iisus Hristos n-a făcut păcat și în gura lui nu s-a găsit vicleșug, viclenie, dragii mei. De câte ori nu faci și nu-i greșeala aceasta? O, ce mă bucur că te văd și numai Dumnezeu știe cât te bucuri tu. De câte ori nu avem noi acele stări în care păcătuim înainte lui Dumnezeu, dar în gura lui nu s-a găsit păcat. El n-a făcut păcat, era mielul lui Dumnezeu, neprihănitul lui Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Și Iisus Hristos era batjocorit pe nedrept de niște oameni de nimic, oameni creați de mâna lui. Oameni care spuneau că erau apărătorii legii, legea care el o dăduse. Și oamenii aceștia îl batjocoreau. Și în mijlocul batjocorii n-a batjocorit, n-a răspuns, n-a zis nimic. E ușor să suferi pe nedrept? O du-mă, Doamne, și pe mine în Ghețimani, ca să înțeleg ce înseamnă batjocora care a suferit-o, ca să nu-mi pierd inima când cineva nu-mi dă pacea Domnului și mă cred ofensat că cine sunt eu să treacă pe lângă mine, ca să nu mă supăr așa de tare când cineva poate are o supărare cu mine și eu mă supăr mai rău ca el. Dragii mei, am nevoie să mă duc la Ghețiman să înțeleg ce înseamnă suferința Domnului Hristos. Doamne, ajută la aceasta! Spune Sfântul Cuvânt că atunci când era chinuit, el n-a amenințat. Noi de multe ori suntem într-o postură în care cineva se ia de noi, ești la lucru, cineva îți face probleme și vrea să dea afară. Ai să vezi dacă mă dai afară. Păi tu știi că în țara asta sunt avocați, tu știi că eu am drepturi legale, drepturile omului. Păi dacă tu faci așa ceva și apare amenințarea, pentru că imediat când ne simțim oarecum ofensați sub un afront din partea cuiva, știm să răspundem cum pe măsură. Nu cumva să mă las eu mai prejos să mă calce altul pe mine. Dar Iisus Hristos spune Biblia că era chinuit și în momentul ce era chinuit, n-a amenințat. Gândiți-vă că prin el va judeca Dumnezeu toată omenirea. Pavel spunea, și de Evanghelia aceasta va fi dovedită în ziua când Dumnezeu va judeca prin omul Iisus Hristos pe toți oamenii. Era cel și este cel care va judeca pe toți. Și mă gândesc că în momentul când suferea bătăile romane, mă gândesc că în momentul când era pe cruce, putea să spune, râdeți voi acum, dar vine o zi când veți arde în iad sub judecata mea. Dar nu a zis asta. Tată, iartă-i că nu știu ce fac. Vreau să vă spun că rugăciunea aceea o amânat pedeapsa divină. Dacă nu s-ar fi rugat Iisus rugăciunea aceea, dragii mei, zicea Sfânta Scriptură prin gura lui că avea 12 legiuni de îngeri gata să-l apere. Dacă o luăm după legea romană, o legiune era 6.000 de oameni. Gândiți-vă ce înseamnă, dragii mei, 12 legiuni de îngeri. Un singur înger într-o noapte a omorât 185.000 în tabăra siriană. Ce ar fi făcut 12 legiuni de îngeri, dragii mei? Nenorocea universul. Dar aceea rugăciune a oprit judecata divină. Hristos plătea pentru noi și când era chinuit, n-a amenințat. Dar eu nu rab cineva să-mi facă mie rău. Eu nu rab cineva să mă supere. Eu nu rab cineva să strige la mine. Eu nu rab cineva să uite urât la mine. O du-mă, Doamne, și pe mine în Ghețimani, ca să pot să înțeleg ce a însemnat suferința Domnului Hristos. Astfel devine așa un ritual frumos în fiecare lună. Luăm bucățica de pâine, luăm din rodul viței și plecăm acasă mulțumiți că ne-am făcut și nătoria. Dragii mei, e mult mai profundă lucrarea aceasta decât vedem noi la prima vedere. Doamne, ajută-ne să înțelegem această lucrare. El se supunea dreptului judecător și a stat sub mâna lui Dumnezeu. Și eu de atâtea ori caut să-mi croiesc drumul meu. Și când Dumnezeu mă îngăduie printr-o încercare, încep să plâng, să strig, de ce, Doamne? De ce la mine? De ce în familia mea? De ce nu la ăia? Uite că ea nu vin la biserică. Uite că ea nu dau bani la adunare. Uite că ea nu fac așa. Bine că eu vin, eu sacrific, eu pun, eu fac tot ce pot. De ce eu, Doamne, și nu ei? Dar el se supunea dreptului judecător și pe nedrept suferea Hristos, că nu merita aceea. Și eu pe drept când sufăr, mă supăr și mă enervez.
O du-mă, Doamne, și pe mine în Ghețimani, ca să-mi arăți și mie unde te-ai rugat, ca să înțeleg ce a însemnat suferința Domnului Iisus Hristos. Și ca să pot să înțeleg aceasta, dragii mei, ar trebui să înțeleg ce s-a întâmplat în Ghețimani. Ne spune în versetul 24, în prima parte, El a purtat păcatele noastre în trupul Său pe lemn. O du-mă, Doamne, și pe mine în Ghețimani, ca să înțeleg că ai plătit pentru păcat. Ca să înțeleg ce mult costă un păcat. Ne-am obișnuit, dragii mei, prin baza faptului că harul ne scapă de pedeapsa legii, să credem că păcatele noastre sunt ieftine. Dacă odinioară pentru un păcat erai omorât cu pietre afară din tabără și toată familia era practic alungată, dacă odinioară așa era, acum că în har nimeni nu mă alungă, ce contează? Păcatul este foarte ieftin. Și vreau să vă zic, dragii mei, păcatele noastre sunt extrem de scumpe. Atât de scumpe sunt păcatele noastre, încât dacă s-ar fi jertfit toți miei, berbecii din lumea aceasta, n-ar fi fost îndeajuns să speli un singur păcat. A trebuit să moară Iisus Hristos Domnul ca să spele păcatele noastre. Atât de mult au costat păcatele noastre pe lemnul crucii. O du-mă, Doamne, și pe mine în Ghețiman ca să înțeleg ce înseamnă un păcat, ca să înțeleg ce înseamnă costul unui păcat. Dacă am înțelege ce mult costă un păcat, dragii mei, nu ne-am permite așa de ușor să păcătuim, nu ne-am permite așa de ușor să ne jucăm cu moralitatea. Trăim o vreme de criză, nu din cauza că n-avem bani, nu din cauza că n-avem resurse, ne-a dat Dumnezeu mult mai mult decât avem nevoie. Trăim o criză din cauza principiilor morale care sunt pur și simplu încălcate fragant, nu de cei de afară, ci de cei dinăuntru, dragii mei. Spunea Apostolul Pavel, din pricina voastră este hulit numele lui Dumnezeu între neamuri. Pentru că atunci când eu îmi permit să mă joc cu moralitatea, cu minciuna, cu furtul, cu alte lucruri, cei de afară văd și numele lui Dumnezeu este hulit. O du-mă, Doamne, și pe mine în Ghețimani, ca să înțeleg ce costă un păcat, ca să nu mă joc cu păcatul în viața mea. Dumnezeu să ne ferească de aceasta. Să ne ducă Dumnezeu și pe noi în Ghețimani, ca să înțelegem, dragii mei, că Iisus Hristos a murit ca noi să avem viața. Pentru ca noi, fiind morți față de păcate, să trăim. Avem nevoie, dragii mei, să înțelegem că Iisus Hristos nu doar a plătit pentru păcatele noastre, dar a rupt puterea păcatului din viața noastră. Eu sunt chemat prin botezul în apă, prin nașterea din nou, să fiu mort față de păcat. Ați fost poate ca și mine la multe înmormântări. Vreau să vă întreb, care mort a făcut gălăgie la mormântare? Care mort s-a enervat când a venit unul care avea probleme cu el la mormântare? Mortul este mort, dragii mei. Cel care a murit nu mai vorbește, nu mai simte, nu mai are nimic de face cu nimeni. S-a dus, a murit. Poți să vii, poți să-l înțepi, poți să ții, poate să fie rece, poate să fie cald, el e mort. El nu simte nimica. Noi trebuie să fim morți față de păcat. Adică cu toate că trăiesc în lumea aceasta înconjurat de ispite și de păcat, asupra mea păcatul acela să n-aibă niciun efect. Pentru că pe drept Hristos a distrus puterea păcatului și nașterea din nou fiind adusă înapoi la viață, Dumnezeu îmi dă putere să stau în picioare. Doamne, ajută-mă la aceasta! Și am nevoie să ajung și eu în Ghețimani ca să înțeleg că eu am rupt-o cu păcatul. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc prin Iisus Hristos, Domnul care m-a mântuit, mărit să fie numele Lui Dumnezeu. Am nevoie să ajung și eu în Ghețimani. Și în Ghețimani doare, în Ghețimani e suferință, în Ghețimani se plânge, în Ghețimani este greu, dar acolo îți dai seama ce a plătit Iisus Hristos pentru păcatele mele. Dacă pe mine mă enervează când pe drum îmi taie cineva calea și vreau să-i spun cuvinte ca să mă înțeleagă că m-a rănit, dacă pe mine mă enervează când cineva se uită urât la mine și o spun, dar stai puțin că și-o cetățean în țara asta, am și eu drepturi. Cum a suferit Iisus Hristos care pe nedrept a fost omorât pentru păcatele noastre? O, Doamne, du-mă și pe mine în Ghețimani. Du-mă în Ghețimani, Doamne, ca să înțeleg că sunt chemat să trăiesc pentru neprihănire. Ca noi, fiind morți față de păcat, să trăim pentru
neprihănire. Am fost aduși la viață, dragii mei, nu acum să ne spălăm pe mâini că Iisus ne-a spălat de păcate și nu mai contează. Am fost aduși la viață ca să luptăm pentru neprihănirea care Dumnezeu ne-a dat-o prin Iisus Hristos, ca să trăim în neprihănirea aceea. Dacă vreți explicația cuvântului, sfințenia este standardul, natura lui Dumnezeu. Neprihănirea este sfințenia practică trăită. Este caracterul lui Dumnezeu în acțiune. Asta înseamnă un om neprihănit. Să iubesc pe cei din jurul meu, să vorbesc frumos cu frații, să nu-i bârfesc pe cei din jur, să am o inimă aleasă, asta înseamnă să trăiești în neprihănire. Și Hristos la Ghețimani a plătit ca eu să am neprihănire prin El și să trăiesc o viață nouă, mărit să fie numele Domnului. Și am nevoie să înțeleg aceasta și de aceea mă rog, Doamne, du-mă și pe mine în Ghețimani ca să înțeleg costul acesta. Am nevoie să mă duc și eu în Ghețiman ca să înțeleg că Iisus Hristos, prin rănile Lui, a vindecat starea sufletului și chiar a trupului meu, căci prin rănile Lui ați fost vindecați. Cea mai mare boală, dragii mei, nu este boala trupească, nu este nici inima, nici ficatul, nici diabetul, sunt boli groaznice, cancerul și altele. Cea mai mare boală este păcatul în natura omenească. De boala aceea nu se vindecă nimeni prin metode omenești. Nu există nici operație, nu există nici medicament. Nu ai ce să iei ca să te vindeci de păcatul care este în tine. Nu de păcatele făcute, de natura păcătoasă din om. De boala aceea vindecă numai sângele lui Iisus Hristos Domnul. Și a murit pentru păcatele mele și ale dumneavoastră, ca să ne dea o viață nouă, ca să ne cheme la o statură de plinătate, ca să trăim prin El și prin rănile Lui. Noi am fost vindecați de boala păcatului, mărit să fie numele Domnului. Dar prin rănile Lui mai sunt și astăzi mărturii că Dumnezeu mai vindecă până și trupurile noastre. Și într-o zi Dumnezeu ne va vindeca pe deplin de orice boală, ne va glorifica, cum se spunea mai devreme, și vom trăi întotdeauna împreună cu Domnul. Și zic, Doamne, du ziua aceea cât mai curând pentru noi. Dar ca să ajung acolo, Doamne, du-mă și pe mine în Ghețimani, ca să înțeleg ce ai plătit pentru păcatul meu și pentru viața mea. Și în ultimul rând, dragii mei, am nevoie să mă duc în Ghețimani ca să înțeleg că Dumnezeu mi-a dat un bun păstor ca să învegheze viața mea. Spune ultimul verset din 1 Petru 2,25. Căci erați ca niște oi rătăcite, dar acum v-ați întors la păstorul și episcopul sufletelor voastre. Păstorul este cel care are menirea să hrănească, să îngrijească de turmă. Episcopul este privighetorul, cel care supraveghează să fie toate puse în ordine și cum trebuie. Hristos este cel care îmi hrănește viața, care are grijă de nevoile mele spirituale, dar este episcopul vieții mele, cel care îmi supraveghează viața și sunt chemat să mă supun sub mâna tare a lui Dumnezeu. Sunt chemat să trăiesc în standardul pocăinței așa cum vrea Domnul, fără să mă dau în lături. Sunt chemat să rămân în staulul în care Dumnezeu m-a așezat, rămânând acolo în binecuvântarea lui Dumnezeu. Și de aceea, în această dimineață, dragii mei, împreună cu dumneavoastră, avem nevoie să mai mergem pe la Ghețimani. Nu doar o predică, nu doar o cântare, nu doar un cor și o fanfară, ci noi să simțim în inima noastră ce a însemnat suferința Domnului Hristos. Să simțim în viața noastră ce a însemnat aceea batjocură care a trăit-o El și pentru care El n-a batjocorit înapoi. Ce a însemnat chinul Său pentru care n-a amenințat înapoi. Ce a însemnat să se supună sub mâna lui Dumnezeu. Ca și eu să rămân tare în picioare și să nu-mi pierd cumpătul atunci când poate sufăr pe nedrept, când poate cineva mă hărțuiește, când cineva îmi face rău, când poate voi fi persecutat, să rămân în picioare, că Iisus Hristos a răbdat totul până la capăt. Și mă rog Dumnezeu să mă ajute și pe mine și pe dumneavoastră. O du-mă, Doamne, și pe mine în Ghețimani, ca să-mi arăți și mie unde te-ai rugat. Și în această zi, dragii mei, când mă stea la masa Domnului, îmi doresc din toată inima Duhul Sfânt să ne conștientizeze, să atingă inimile noastre și să facă reală această experiență în inima și în viața mea. Ca mai apoi când mă voi împărtăși, să am parte binecuvântarea vieții care derivă din Duhul Sfânt și nu de blestem și de pediapsă care vine într-o neveghere. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta și să ne îmbrace cu bunătatea Lui. Amin. Ne ridicăm cu toți în picioare
Și haideți împreună să cântăm o cântare spre slavă lui Dumnezeu în timpul acesta, împreună cu frații slujitori, cu fratele păstor Calo, ne vom pregăti să oficiem cina Domnului și Domnul să sfințească inimile noastre. Amin.